Ministerul Justiției propune ca activitatea avocatului poporului să fie reglementată constituțional. În legea supremă ar urma să fie stipulată misiunea avocatului, imunitățile, garanțiile și aspecte privind independența și incompatibilitatea funcției. De asemenea, se propune ca în Constituție să fie stipulate condițiile necesare pe care trebuie să le întrunească o persoană care dorește să devină avocat al poporului, dar și cerințele de accedere în funcție. La fel, urmează să fie definite competențele ombudsmanului și obligativitatea de a prezenta în plenul Parlamentului raportul anual de activitate. Potrivit Ministerului, proiectul vine să sporească eficiența și rolul instituției avocatului poporului, dar și să ridice nivelul de cultură juridică al populației pentru informarea despre pârghiile existente de protecția drepturilor. La elaborarea documentului s-a ținut cont de recomandarea Comisiei de la Veneția. Pentru protejarea independenței instituției ombudsmanului de fluctuația politică, Comisia de la Veneția recomandă de a stipula în Constituție existența acestei instituții și activitățile ei de bază. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este pregătit să discute cu PLDM și PD despre o eventuală colaborare în Parlament, dar nu și cu forțele extreme, PSRM și PL. Despre asta a anunțat liderul PCRM Vladimir Voronin la postul public de televiziune. În același timp, Voronin a ținut să reitereze faptul că acesta nu dorește să participe la guvernare împreună cu partidele pro-europene, dar ar vrea să-i controleze. Mai mult, plenara partidului a desemnat 3 persoane abilitate să negocieze cu reprezentanți ai PLDM și PDM. Volumul total al remitențelor efectuate de persoanele fizice din Federația Rusă în Moldova în ianuarie-septembrie 2014 a constituit 983 de milioane de dolari americani, cu 72 de milioane de dolari sau cu aproape 8% mai mult față de aceeași perioadă anului 2013. Datele mai arată că în trimestrul 1 al anului 2014, volumul remitențelor transfrontaliere ale persoanelor fizice din Rusia în Moldova a constituit 224 de milioane de dolari, în trimestrul 2 363 de milioane de dolari, iar în trimestrul 3, 396 de milioane de dolari. Potrivit statisticilor, Moldova a ocupat locul 7 printre statele CSI după volumul remitențelor din Federația Rusă prin sistemele de transferuri bănești. Moldova a fost depășită la acest capitol de Uzbekistan, Tajikistan, Ucraina, Kârgâzstan, Armenia și Azerbaidjan. Pentru locuitorii din stânga Nistrului, anul 2015 va fi unul deloc ușor, situația economică devine tot mai grea, iar prognozele financiare nu aduc vești bune. Despre asta a anunțat chiar liderul separatist Evgheni Șefciuc în cadrul unei întruniri cu locuitorii orașului Tiraspol. Șefciuc a spus că administrația regiunii nu va putea să majoreze salariile și pensiile. El a menționat că obiectivul autorităților secesioniste este să achite plățile curente. Autoproclamatul lider de la Tiraspol, Evgheni Șefciuc, a recunoscut că nu este sigur dacă bătrânii din regiune vor primi suplimentul la pensie pe care îl oferea până acum Moscova. Potrivit lui, situația economică dificilă este cauzată de evenimentele din Ucraina, unde cererea pentru producția întreprinderilor transnistrene a scăzut cu 60%. Reamintim, pentru onorarea plăților sociale, administrația separatistă avea nevoie lunar de aproximativ 190 de milioane de ruble transnistrene sau aproape 14 milioane de euro la cursul de astăzi. În timp ce veniturile la bugetul regiunii noiembrie au ajuns la 105 milioane de ruble sau aproximativ 7,5 milioane de euro. Ministrul în exercițiu al educației se arată nemulțumit de activitatea magistraților. Șefa de la educație a făcut publică o scrisoare deschisă adresată Consiliului Superior al Magistraturii, în care își exprimă reticența față de mai multe decizii judecătorești ce au vizat ministerul pe care îl conduce. Totodată, Maia Sandu solicită pedepse disciplinare pentru cei care se vor dovedi vinovați de încălcarea normelor legale. În scrisoarea sa, Sandu a enumerat 6 cazuri în care consideră că judecătorii ar fi luat decizii părtinitoare. Unul dintre acestea este cel al unui elev care, printr-o decizie de judecată, a obținut nota 10 la un examen de bacalaureat. În aceste condiții, șefa de la educație consideră că CSM ar trebui cel puțin să-i cerceteze sub aspect disciplinar pe magistrații menționați în scrisoare. Maia Sandu a adăugat că a primit anterior mai multe scrisori către Consiliul Superior al Magistraturii, în care și-a exprimat dorința de a ieși cu un mesaj în fața plenului CSM, dar nu a primit vreun răspuns clar. Președintele Consiliului lui
a declarat că nu se poate expune în privința soluțiilor dictate de magistrați, dar că își dorește o întrunire cu reprezentanții Ministerului Educației în care să abordeze problemele cu pricina. Ministerul Educației nu a comentat deocamdată propunerea CSM-ului. Odată ce ne apropiem de sărbătorile de iarnă, de obicei moldovenii ce muncesc peste hotare se reîntorc acasă în aceste zile. Tocmai de aceea, calea ferată din Moldova a majorat numărul de vagoane de la 14 până la 18 pe ruta Chișinău-Moscova. Potrivit datelor serviciului VAMAL, săptămâna trecută au trecut hotarul țării peste 40.000 de automobile și aproximativ 1.800 de autobuze, ceea ce este cu 200 de unități mai mult decât cu o săptămână în urmă. Șeful postului VAMAL, Giurgiu Lești, un om de afaceri din Chișinău, au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Bărbații se vor afla în custodia CNA pentru 72 de ore, urmând să fie audiați în cadrul unui dosar de corupție. Mascați au desfășurat mai multe percheziții, inclusiv în biroul șefului postului VAMAL, Giurgiu Lești, și la domiciliul acestuia. Concomitent, acțiuni de urmărire penală au avut loc și în capitală, la sediul unei firme și la domiciliul conducătorului acestuia. În urma perchezițiilor au fost confiscați bani și diverse documente importante. Pentru cauza penală, de asemenea, o sumă de bani s-a ridicat de la șeful postului în urma perchezițiilor corporale. Precizăm că acum câteva luni CNA a deschis un dosar penal pentru corupere pasivă. În cadrul acestei cauze a fost verificată și documentată o schemă de introducere frauduloasă a mărfurilor prin postul VAMAL Giurgiu Lești, cu elucidarea controalelor fizice și a procedurii de vămuire. Inspectoratul Fiscal Orhei anunță că în 11 luni ale acestui an, contribuabilii din raion, agenții economici, dar și persoanele fizice au transferat la bugetul de stat cu aproape 1,5 milioane de lei mai mult decât s-a preconizat, astfel creându-se toate premisele de a termina anul fiscal 2014 pe plus. În parcursul anului 2014, noi am avut încasări vis-a-vis de aceeași perioadă anului 2013 mai bune. De fapt, am crescut în sumă cu mai bine de 1,5 milioane de lei, pe când în procent am crescut cu numai 0,9%. Dar având în vedere faptul că unii agenți economici din raionul Orhei au fost delegați sau deja se deservesc la Direcția Contribuabil Mare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, de fapt cei ce ne bucură pe raionul Orhei, încasările relativ au scăzut, dar în număr, în volum, deci noi suntem satisfăcuți la momentul actual. Cât ține despre impozit funciar de la persoanele fizice, putem zice că aici mai avem careva carențe. Având în vedere faptul că a fost un an electoral, bănuiesc eu, majoritatea atât persoanelor fizice, cât de fapt și perceptorilor fiscali nu au vrut de fapt să implice în încasarea banilor, încasarea plăților de la localnici din fiecare localitate în parte. Dar inspectorii fiscali, necătând la faptul că este, chiar dacă a fost an unde au avut loc alegerile parlamentare, deci inspectorii au încercat în fiecare localitate să margă, deci parcursul lunii, atât octombrie cât noiembrie, chiar și acum în perioada lunii decembrie, inspectorii se deplasează în fiecare localitate sau în localitățile primordial care au mai mari restanțe, pentru a veni în ajutor atât primarilor cât și perceptorilor fiscali. Reprezentanții Inspectoratului Fiscal Orhei spun că la moment se lucrează cu restanțierii care nu și-au onorat obligațiile față de stat. Mai având în vedere că cetățenii Republicii Moldova, parcursul anului 2014, au avut posibilitatea și au posibilitatea de a se deplasa liber în spațiul Uniunii Europene, în spațiul comunitar, deci unii din ei uită să-și onoreze obligațiile față de plățile la bugetul de stat. Deci sau, de fapt, pentru impozit funciar, unii au plecat pe hotare, deja și-au lăsat terenurile pârloagă, ceea ce nu-i scutește de achitarea acestor plăți, chiar parcursul anului 2015, dar este binevenit ca toți acești cetățeni să-și onoreze obligațiile, anume parcursul anului 2014, fiindcă în anul 2015 deja va fi un an nou, unde va fi o altă taxă și ei deja vor achita pentru anul 2015 și sumele respective nu vor le se părea destul de exagerate, fiindcă dacă achită regulamentar în fiecare an în parte, deci desigur că sumele nu sunt mari, 100-200 de lei, dar când se adună de la mai mulți cetățeni, sumele sunt destul de enorme, dar când nu achită 3, 4, 5 ani și mai mult, deci cum avem unele persoane care au de fapt restanță câte 3, 4, 5 ani, deja sumele sunt destul de esențiale. În raionul Orhei sunt înregistrați 37.000 de contribuabili, agenți economici și persoane fizice. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV.
Bugetul raionului Rezina a fost aprobat în a doua lectură. Acesta a fost estimat la 104.656.000 de lei, bani prevăzuți pentru întreținerea instituțiilor bugetare din raion, nu și a primăriilor. Legea finanțelor publice locale, aprobată acum un an de legislativ, urmează să intre în vigoare din ianuarie 2015. Dacă acum 10 ani administrațiile publice locale își calculau bugetele rezultând din cheltuielile prevăzute, noile prevederi stabilesc cheltuielile în funcție de veniturile prognozate. Legea nouă prevede cu totul alt sistem, adică noi începem nu să calculăm bugetele de la cheltuieli, dar începem să le calculăm de la venituri. Și, în primul rând, să efectuează calculul transferului destinație generală, care se efectuează pe bază de formulă, în baza căreia stau trei indicatori principali. Asta, primul este încărcătura fiscală pe un cap de locuitor, ceea ce constituie impozitul pe venit pe salariu la un cap de locuitor din localitatea dată sau din autoritatea publică respectivă. Și încă doi indicatori, asta este numărul populației și suprafața respectivei autorități publice. Noul sistem de finanțare a primăriilor va permite localităților din Moldova să se dezvolte mai dinamic, susțin autoritățile. Sistemul ar permite satelor și comunelor să păstreze banii colectați din impozite și taxe locale și să dispună de aceste finanțe după necesități, încurajând astfel primăriile să promoveze creșterea bazei fiscale și disciplina fiscală în localități. Din anul 2015, impozit pe venit de la persoane juridice, adică impozit pe venit din activitatea de întreprinzător, impozit pe venit reținut la sursa de plată și impozit pe venit din dividendele achitate, nu se mai încasează în bugetele locale, ci se încasează în bugetul de stat. În bugetul de stat. Adică noi de la anul viitor aceste venituri nu o să le avem. Cheltuielile bugetului raional se efectuează nu pe bază de normative, după cum am spus eu, pe bază de normative se calculează numai pentru instituțiile preuniversitare, adică pentru instituțiile de învățământ, normativele care le-am numit. Pentru celelalte grupuri principale și ramuri se iau în considerație cheltuielile care noi le-am avut anul precedent cu indexarea prețurilor care se preconizează pentru anul 2015, majorări de salariu și așa mai departe. Și calcularea bugetelor se face în dependență de veniturile pe care noi le-am calculat. Adică, având suma calculată de venituri, noi începem să calculăm cheltuielile. În dependență de cât sunt veniturile, așa acoperim și cheltuielile. Care este scopul, în linii mari, acestei reforme? În primul rând, este consolidarea, lărgirea și crearea semnificativă a autonomiei locale în fundamentarea și administrarea sistemului de venituri proprii. A doilea este stimularea colectării veniturilor proprii de către autoritățile publice locale. Și a treilea este transparența, predictibilitate și stabilitate și indicatori de autonomie financiară, îmbunătățire semnificativă. După dezbateri, principalul document financiar al raionului a fost adoptat în a doua lectură cu votul unanim al aleșilor locale. Procedem la procedura de vot și cu privire la aprobarea bugetului anual pentru anul 2015 în prima lectură, cine este pentru, vă rog să votăm. Cine este împotrivă? Anul acesta, în legătură cu faptul că bugetul de stat, după cum știți, nu a fost elaborat, nu a fost aprobat în legătură că am avut procesul de alegeri, aceste transferuri au fost aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 983 din 9 decembrie 2014, temporar până la aprobarea bugetului. Potrivit datelor oficiale, anul viitor autoritățile publice locale vor primi din bugetul statului peste 7 miliarde de lei, cu 1,25 de miliarde de lei mai mult ca în 2014. Este o creștere de 18% față de anul 2014 și aproape dublu față de situația financiară din 2013. Sănătatea contează. De acest lucru s-au convins și locuitorii orașului Rezina, localitate unde a fost inaugurat un teren de fitness chiar în aer liber. Terenul este amplasat în curtea liceului teoretic Ștefan cel Mare și vor avea acces toți doritorii de a-și întrema sănătatea.
În era tehnologiilor informaționale, atunci când toți practic stau pe telefoane, pe calculatoare, la televizor, ne-am propus ca într-adevăr să facem o activitate așa mai plăcută pentru toți doritorii de a practica sportul și pentru cei de a se afla în aer liber. Și vreau să zic că mi-a venit această idee ca într-adevăr să deschidem teren de fitness în aer liber în Rezina, deci acesta este primul teren de fitness, deoarece noi vom deschide două, fiindcă orașul este mare și doritori sunt mulți de a practica sportul în aer liber și vreau să zic că ni s-a reușit și chiar ne-am gândit ca să amplasăm pe teritoriul liceului Ștefan cel Mare primul teren de fitness, deoarece sunt foarte mulți elevi la acest liceu și vreau să zic că cu părere de rău avem și problema că nu avem o sală sportivă bine amenajată și prin această modalitate am creat condiții elevilor ca să organizeze și orele de educație fizică. Îmi doresc ca toți cei care vor practica sportul aici pe acest teren de fitness să înțeleagă și acest moment că ele trebuie să fie păstrate. Fiindcă multe lucruri frumoase sunt făcute, dar cu părere de rău, de multe ori și sunt vandalizate. Odată cu apariția terenului de sport în aer liber, și elevii de la liceul Ștefan cel Mare vor fi mai motivați să practice modul sănătos de viață. Dorim ca copiii să crească o generație sănătoasă, cu un mod sănătos de viață, să aibă cât mai multe locuri interesante și frumoase, utile pentru, anume pentru a-i crește sănătoși și la chip și la suflet. În primul rând vreau să zic că suntem foarte recunoscători celor care au avut aceste gânduri frumoase și intenții care le-au realizat în viață de a ne organiza pe teritoriul liceului acest centru de fitness. Este pentru oraș, dar noi, cei ce ne numim ștefănei liceului Ștefan cel Mare Rezina, vom beneficia din plin de el, fiindcă aici, pe timp de vară, primăvară, toamnă, profesorii vor putea să organizeze și orele de educație fizică. Ne vom strădui ca să păstrăm acest frumos dar în ajun de sărbători de iarnă. Vom face tot posibilul să-l menținem încă an și an pentru ca să slujească și celorlalte generații care vor veni în liceul nostru. Socot că va fi foarte benefic pentru toți liceenii noștri, la fel ca și pentru locuitorii orașului Rezina. Cei mai impresionați, ca de obicei, au fost copiii, deoarece darul a venit în ajunul sărbătorilor de iarnă și, după cum spune tradiția, ei au mulțumit pentru acest cadou cu un colind. Pentru instalarea terenului de fitness în aer liber, autoritățile locale au alocat peste 100.000 de lei. În ajunul sărbătorilor de iarnă, liniștea de la azilul de bătrâni din Cimișlia a înviorat de glasuri de copii. Au venit să-i felicite elevii de la liceul Mihai Eminescu din localitate. Și nu au venit cu mâinile goale, ci au adus colete cu haine pentru bătrâni, crăciunei, miere, dulciuri și, desigur, o desagă de cântece, poezii și scenete cu ocazia anului nou. Am dansat cu capra, mi-a plăcut foarte tare. Am fost cu capra la anul nou, aici. La azilul de bătrâni din Cimișlia au coborât personajele din povestea lui Ion Creangă. Cea mai amuzantă a fost soacra cu trei norori. Unde sunteți? Aici, aici, suntem în muncă. Cu ce noroc vă ocupați? De grabă trebuie să apară oaspeții. Doar e seara de Crăciun. Prăjiturile ați scos? Da, mă, mucă, parcă am pregătit totul. Bine, dacă e așa, atunci eu mă duc să mă odihnesc puțin. Și atunci, pe ordine în casă, tu pregătește curacii, să nu uitați.
înțeles? Am înțeles, mămucă. Vă mulțumim frumos că au venit copiii încoace. Am ascultat și pe dânsă, ne mai amintim de-a noștri. Că nu știu cum. Și-a noștri în altă parte. Să-i bucur poate pe altă. Nici nu m-am așteptat la așa ceva, vă spun sincer. Mă gândeam când o să intru aici, am zis că să ne dea o lingură, două de supă acolo ceva. Și cu asta am ieșit, dar nu a fost chiar așa după gândurile mele. Și vă mulțumesc la toți lucrătorii de aici. Vă mulțumim frumos. La copii le doresc succes. La învățători, multă sănătate. Multă răbdare. Anul acesta să ne aducă numai bucurii la toți. Și dumneavoastră, la fel. Vă dorim mult sănătate. Prezentarea copiilor la azilul de bătrâni s-a încheiat cu sorcova. Este ultima sărbătoare de iarnă în pragul semănatului de primăvară. Să fiți voioși, să rămâneți sănătoși, ca mierii, ca perii, în mijlocul primăverii, ca toamna cea bogată, de toate îndestulată. A fost colinde, a fost cântece frumoase și mă bucur că am fost peste tot. La azilul de bătrâni, la anul nou și poate anul viitor ne vom duce și în mai multe locuri. Noi am făcut sceneta Capra, legenda Bradului. Am spus urături, am semănat. Venind la azilul de bătrâni și văzând aici suflete care sunt mai triste decât noi, mi-am pus așa un obiectiv, să vin să-i vizitez și nu numai să vin să-i vizitez făcând niște plăcinte care le-am făcut eu aseară sau să aduc ceva, dar m-am gândit să vin cu micii elevi de la mine din clasă, cu tot colectivul clasei, să bucurăm sufletele și inimile acestor oameni. Elevii de la liceul Mihai Eminescu sunt oaspeți așteptați la azilul de bătrâni. În fiecare an de sărbătorile de Crăciun, de Paște, vin să bucure cei circa 30 de bătrâni de la azilul din Cimișlia. La Cimișlia au demarat sărbătorile de iarnă. Copiii din localitate s-au adunat în jurul bradului din centrul orașului și au încins o horă de sărbătoare. Cei mai curajoși au recitat poezii, au interpretat cântece cu ocazia anului nou. După cântece, poezii și dansuri, copiii și-au amintit că mai vor și dulciuri. Toată lumea de la mic la mare au rămas mulțumiți. Cei mai mici s-au ales fiecare cu câte o portocală din partea primăriei orașului Cimișlia. Promit că am să ascult și promit, promit și promit să nu mai mint. Eu promit, promit. Eu promit că am să ascult și promit, promit și promit să nu mai mint.